Se scrie deja de câteva zile despre faptul că UMB va construi toată autostrada A7 între Buzău și Pașcani. Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor a respins contestațiile depuse de societatea Danălin XXL pentru cele trei loturi ale autostrăzii Moldovei, tronsonul Bacău-Pașcani. Prin urmare, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere ar fi acum obligată de lege să semneze contractele cu UMB conform Asociației Pro-Infrastructura. În total, grupul UMB va construi 10 loturi din cele 13 alea 7 Ploiești Pașcani. Mai exact, toată secțiunea de la Buzău la Pașcani. Până în prezent, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a semnat contractele pentru 9 din cele 13 loturi ale 7 finanțate prin Programul Național de Redresare și Reziliență, respectiv pentru tronsonul Ploiești-Buzău, tronsonul Buzău-Focșani și tronsonul Focșani-Bacău. Urmează să fie semnate contractele pentru cele 3 loturi ale tronsonului Bacău-Pașcani dintr-un articol publicat în revista Drumuri Poduri, semnat de Nicolae Popovici de la Direcția Regională Drumuri și Poduri Iași, aflăm că zona noastră va fi prevăzută cu un nod spectaculos, unic în țară, nodul Turbion, care va fi amenajat la intersecția a două localități din județul Iași, respectiv Pașcani și Stolniceni Prăjescu, adică locul unde se vor intersecta A7 cu A8. Din același articol din declarațiile inginerului Gabriel Budescu, director general adjunct al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, aflăm că nodul este de tip A cu 12 pasaje. Pentru materializarea acestuia nu va fi nevoie de defrișări, iar amplasamentul se află departe de ariile naturale protejate, drept dovadă, fiind acordul de mediu obținut pentru acest obiectiv unic în țară, se mai arată în articolul citat. Specialiștii din domeniul numesc singura lucrare de artă de acest gen din România.